Problemele pe care le-au avut Facebook și Instagram seara trecută au afectat o lume întreagă, însă cele mai mari nemulțumiri sunt printre vedete. Celebritățile au avut de pierdut bani din cauza că n-au mai putut posta sau trimite și primi mesaje. Eu postez când simt eu. Ideea e că eu am business-urile ambele pe Facebook și pe Instagram și pe mine mă ajută, adică eu primesc comenzi și pe Facebook și pe Instagram. Înțelegi? Și nu mi-a intrat absolut nimic, mi s-au oprit și reclamele pe Facebook. Eu o să mă cer cu ăștia de la Facebook, mie mi-au luat banii, dar reclamele n-au funcționat. De dimineață când și-a revenit Facebook-ul, eu aveam banii luați. Ei mi-au luat banii și pe orele în care Facebook-ul nu a funcționat, înțelegi? Da, 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 este vorba de o sumă mare. Păi, mai eu bag am 20 de milioane pe săptămână. Nu prea a avut cum să mă afecteze, pentru că, din fericire, noi am fost ieri pe platourile de filmare undeva până pe la 11 noaptea, așa că am ajuns acasă, am făcut un duș și am picat direct cu cornul în pernă, cum s-ar spune. Dar n-ai tu, uite, alte vedete știu că au o oră la care postează o pozică, unde primez mai multe like-uri, mai mulți followers, mai mulți... Cei care nu sunt pregătiți de criză, normal că nu vor ști cum să gestioneze situația de criză. Pentru mine, un server căzut la Instagram de câteva ore nu e decât un pas cu dreptul, așa știm cum să gestionăm, când să postăm, dar nu spunem secretele acum. Creșterea mea este în continuare de 23.000 de followers per week, așa spun insight-urile mele, deci crizele nu fac decât foarte bine, Johnule. Ia să arăt, de exemplu, n-am mai putut să-mi postez poza, am stat, m-am pregătit și mi-am așteptat ora la care îmi pun de obicei în soțul, să vezi. N-am înțeles ce se întâmplă, credeam că telefonul meu devină. Dar a fost ok. Am respirat un pic mai ușurată decât în alte seri, n-am mai dat atâta refresh, n-am văzut de treaba mea. Sper că încă să am 1.200.000 sau cât ori fi acolo de follower, sper să am toate pozele și tot ce trebuie. Viața fără Instagram și fără Facebook, clar mai bună. Cât timp am fost în Asia Express, nu am avut acces la nicio formă din asta de comunicare și a fost foarte bine. Nu mi-a trebuit nici Facebook, nici Instagram, nici nimic. Uite, avem și o informație pe genul breaking news vis-a-vis de problemele pe care le întâmpină utilizatorii Facebook-ului și Instagram-ului de la doamna Ruxandra Ion. Ne transmite și mulțumesc. 35% dintre posesorii de Facebook și Instagram nu au acces. Noi nu am putut citesc mesajul, noi nu am putut face live-ul înainte de serial. Înțeleg că e o tradiție, da, înainte de serial să fie un live. Și cu ajutorul meu mă roagă să cerem scuze fanilor, pentru că nu a depins de ei lipsa acestei intervenții live pe Facebook.